că ne aflăm la o petrecere, zi-mi așa, să ne amintim din adolescență. Cum erai în adolescență? Te duceai la petreceri sau nu? Mergeam la toate petrecerile. Am avut părinți care m-au lăsat și au avut încredere în mine și bine au făcut, pentru că n-am făcut niciun lucru care să-i fi stânjenit pe ei sau pe mine. Am fost, nu știu, de prin clasa 10-a, 11-a mai ales, la absolut toate majoratele. Nu aveai mare lucru atunci, dar erau majoratele și mă bucur foarte mult că am avut asta în adolescență și, nu știu, sunt unele dintre cele mai frumoase amintiri, că dacă nu atunci, atunci ai nevoie să dansezi, să fii cu prietenii. E foarte crud tocmai atunci să nu lași copiii. Eu n-am fumat, n-am băut. Pe vremea mea nu existau droguri, așa încât cred că le era mai ușor părinților să mă lase cu sufletul împăcat, dar chiar aveau atât de multă încredere în mine încât n-am avut nicio restricție la petreceri. Și oricum, de la 18 ani eu am plecat din Hunedoara la Timișoara la facultate și era clar. Și am fost la atâtea petreceri în liceu, încât când a venit vorba să-mi fac eu majoratul, mama mea m-a întrebat: vrei petrecere sau ai vrea o excursie la mare? Și am zis, am fost tot anul la toate majoratele, nu mai vreau încă o petrecere în plus, vreau să merg la mare. Și majoratul meu a fost că am plecat singură, mă rog, cu prietene, dar fără părinți, prima dată în viață, la 18 ani, majoră, la mare. Deci ți-ai făcut majoratul în stil inedit, nu ai mai făcut o petrecere? Nici o petrecere, că fusesem la toate ale colegilor și nu mai aveam chef de petreceri în apartamente, în Hunedoara, în blocuri. Aveau vreo regulă părinții cu privire la oră sau, nu știu, o regulă strictă, nu strictă, dar o regulă să o respecti când mergi la vreo petrecere? Păi, noi făceam parte dintr-o comunitate în care ne cunoșteau. Se cunoșteau părinții, știau că și până la majorat sunt și părinți în preajmă și ei știau despre mine că nu fac lucrurile acelea. Nu știu, atâta încredere îmi câștigasem de la părinții mei încât n-au avut nicio strângere de inimă, că aș putea să mă apuc de fumat, de băut, de... Nu era cazul, nu am fost genul acela de adolescent și atunci n-a fost problemă. Cu mama mea am avut o relație foarte, foarte, foarte apropiată și în adolescență. În adolescență ne-am apropiat și mai mult. Am simțit că e omul căruia pot să-i spun orice. Nu știu, inclusiv toate discuțiile astea, mamă, fiică, despre ce se întâmplă când te îndrăgostești de băieți, până mai departe, toate astea le-am vorbit cu mult înainte să se întâmple și nu am avut curiozități sau rebeliuni, pentru că era deschis totul.